Bună ziua! Mă simt privilegiată să fiu astăzi aici la Parlamentul European, însă pot spune că nu este vorba despre mine astăzi. Eu sunt doar o voce, sunt un reprezentant al vieții, reprezint pe acei care nu pot să vorbească pentru ei, pentru care nimeni nu are urechi să îi audă, pe aceia marginalizați și desconsiderați. Sunt o voce a copiilor nenăscuți. Ceea ce m-a făcut sensibilă la acest aspect pro-viață a fost tocmai respingerea mea încă din faza intrauterină. Părinții mei nu m-au dorit și pentru că era acea perioadă comunistă când avortul era interzis parțial prin lege, au decis să renunțe la mine. Astfel că mama mea și-a produs singură avortul la domiciliu și doar o minune a făcut ca astăzi să pot să fiu aici și să mă pot bucura de viață. Pot spune că chiar dacă tatăl meu și mama mea nu m-au acceptat și nu m-au iubit pe atunci, Dumnezeu m-a iubit și m-a acceptat de pe atunci. Acest lucru m-a sensibilizat și m-a făcut vulnerabilă pentru tot restul vieții. Și cu precădere în copilărie, în adolescență, am fost foarte sensibilă la avorturile care se făceau în comunitatea în care eu trăiam pe atunci. Țin minte că femeile se ajutau foarte bine ele între ele, în așa fel încât ajungeau singure să devină îndemânatice, să-și rezolve singure problema. Îmi aduc aminte că am văzut o tânără care se zbătea între viață și moarte pentru că făcuse acest lucru și m-a impactat foarte mult. De asemenea, știu că nimeni nu mi-a zis că avortul este un păcat. Părinții mei nu erau creștini, nu mi-au insuflat valori creștine, dar am simțit în inima mea că este vorba de un păcat și că acei copilași plătesc cu viața lor datorită lipsei de responsabilitate, lipsei valorilor morale creștine. Și îmi aduc aminte foarte bine că la 11 ani mă aflam într-o clinică, pe atunci deja avorturile începuseră să fie la liber, imediat după Revoluție, însoțeam pe cineva. Am putut surprinde o doamnă care tocmai ieșise din camera de procedură și se așeza pe un pat într-un salon a cărei ușă era deschisă și puteam să văd înăuntru. Era total bulversată și pentru un moment am putut să simt toată durerea, am putut să simt tot dezastru care era în inima ei în acel moment. Au fost câteva momente greu de descris în cuvinte în acele clipe. Am știut și vedeam, puteam să citesc în ochii femeilor care între ele comunicau tacit anumite mesaje și puteam să le înțeleg. Puteam să înțeleg că era vorba despre moartea copiilor. Dar nimeni nu mi-a spus că acest păcat nerezolvat, avortul, poate să devină un blestem generațional. Fapt pentru care la vârsta de 20 de ani pot să spun că m-a ajuns din urmă. A fost o experiență grea prin care am trecut. M-am găsit la acel moment în punctul în care multe femei din comunitatea mea se găsiseră de foarte multe ori. Eram singură și fără niciun suport, fără nicio alternativă. Astfel că avortul a fost singura opțiune pentru mine atunci. Ceea ce a fost cel mai semnificativ este că, deși trecusem prin sindromul post-avort, cenușa din viața mea s-a transformat într-o perlă de mare preț, pentru că Dumnezeu în acele momente a trimis în viața mea un tânăr, cunoscusem atunci un tânăr student la teologie, prin care am putut să intru în iertarea lui Dumnezeu și el a devenit prieten, mi-a devenit soț, mentor și ulterior mi-a devenit și coleg de facultate. La finele facultății
tema tezei mele de licență se intitula Avortul din perspectivă teologică, medicală și psihologică. Tot atunci, această teză pentru mine a însemnat, practic, a facilitat vindecarea mea emoțională. Și tot atunci am înțeles că Dumnezeu mă cheamă să fiu un ghid, să fiu o călăuză pentru acele femei care se găsesc în criză de sarcină, pentru acele femei care trec prin sindrom post-avort, pentru a le călăuzi în vindecarea lor, pentru a le călăuzi spre viață. Astfel că în 2016, în Baia Mare, am deschis centrul Piciorușe Little Feet împreună cu soțul meu, dedicându-ne femeilor în criză de sarcină, femeilor care trec prin sindrom post-avort, printr-un grup suport post-avort. Am oferit și oferim consiliere în diferite domenii din viață, oferim tinerilor de asemenea programe de prevenție, sarcină și droguri în licee și de asemenea am deschis un centru rezidențial de băieți a celor dependenți de droguri. Ne putem mândri pentru acest proiect pentru că deja ni s-a deschis perspectiva, practic este un proiect, o viziune de viitor de a deschide și un centru rezidențial pentru femei. Și acest centru dorim să ofere, să ofere cazare femeilor care sunt însărcinate sau cele care au născut deja, chiar dacă acestea vin chiar din domeniul drogului, din domeniul prostituției sau din domeniul traficului de persoane. Avem mare nevoie de ajutor și vă mulțumesc că astăzi mi-ați ascultat povestea și vreau ca aceste cuvinte și îmi doresc aceste cuvinte să impacteze națiunea română și să rămână ca și o pecete, să rămână ca și o piatră de aducere aminte că de astăzi noi am decis să începem să luptăm pentru acei copii, pentru viața lor. Noi suntem vocea lor. Vă mulțumesc!